Un canotor de performanță pare că nu are frică de provocările periculoase pe care le tot face în ultima vreme. Dane Jackson a efectuat a doua cea mai înaltă coborâre pe o cascadă, căzând 40 de metri pe firul apei, apoi ieșind la suprafață nevătămat. S-a întâmplat acum câteva zile la cascada Salto del Maule în Chile. Tânărul sportiv și-a instalat o cameră de filmat pe casca sa și a înregistrat totul. Pentru a duce la capăt această tentativă, Jackson s-a pregătit intens. Chiar și cu o echipă medicală în apropiere, o asemenea cădere a fost extrem de periculoasă, pentru că erau multe lucruri dificil de controlat. Jackson a petrecut ultimul deceniu călătorind pe toată planeta în căutarea de noi locuri pentru kayak freestyle, dominând această competiție încă din 2011.